Bună, Scorpion, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta cu lucrurile bune care vin înspre tine în următoarele 3 luni. Ok? Un mesaj sintetic cu o tematică așa generală pentru ceea ce e posibil tu să experimentezi în următoarele 3 luni, și anume lucrurile bune. Lucrurile bune care vin înspre Scorpion în următoarele 3 luni. Am să simțeam nevoia să tai pachetul. Hai să vedem. Octombrie. Poți să ai de-a face cu un semn de pământ, noiembrie, grădina și poarta, decembrie, o familie fericită pentru tine sau familia fericită pentru tine, iar la baza pachetului văd vindecătorul de peste viacuri, această imagine cristică. Numărul 51 poate fi relevant pentru tine, din câte văd aici 43, 30 și cifra 4 de asemenea. Vindecătorul despre de peste viacuri, cum mai este denumită această carte, vine cu această idee că iubirea, iertarea, sunt instrumente de folosit pentru vindecare și sunt cele care îți aduc liniștea aceea sufletească necesară pentru ca tu să te vindeci. Sunt cele care schimbă chimia în corp. Nu știu voi cât observați, dar pentru mine de foarte multe ori simt chakrele cum lucrează. Și nu e o chestiune de wow, ce fac eu. Nu, e ca o energie, ca o concentrare a energiei pe chakra respectivă. Cumva simt ușor diferit față de restul corpului. Hai să vedem acum din tarot pe dragoste și finanțe. Dragoste, văd regina de bâte. Am să restrâng un pic cărțile pentru a avea mai mult spațiu. Finanțe, regele de bâte. Wow, ce interesantă combinație. Avem pereche aici. Dragoste, pajul de monede, finanțe, patru de bâte. Dragoste, în decembrie, 7 de spade, iar pe finanțe văd cavalerul de bâte. Pentru foarte mulți dintre voi aveți de a face cu un semn de foc, leu, berbec sau săgetător, pentru că se repetă această energie de câteva ori în citire. Există o atracție foarte puternică, de asemenea poate fi și un semn de pământ, pentru că avem și acest rege de monede. La baza pachetului avem energia spânzuratului. Spânzuratul ne vorbește despre, da, despre o perioadă de reflecție, o perioadă în care tu stai și te gândești la cum sunt lucrurile mai bine sau cum este mai bine de procedat pe mai departe. O perioadă în care e un soi de blocaj aici la tine, dar vezi tu, acest blocaj te ajută să vezi lucrurile dintr-o nouă perspectivă pe tine. Poți să ai de-a face și cu un semn zodiacal din pești. Ok, deci avem acest număr 43, bărbatul care ține în mână o monedă, poate fi un semn de pământ sau văd foarte mult foc aici. Pământ fiind taur, fecioară, capricorn, foc, leu, berbec, săgetător.
E o chimie aici puternică. De asemenea, pasiune. E, având această pereche, indiferent de semnul zodiacal cu care tu ai de a face, tu ai intrat în această dinamică cu această persoană foarte pasională, foarte plină de viață, de spirit, de intensitate, de dorință, iarăși poate fi. Dragoste, asta văd la tine. O intensitate, atracție, chimie, magnetism. Acum, în ceea ce privește finanțele, dacă e să mă uit aici cu regele de monede și regele de bâte, tu cred că ai un anume scop. Ți-ai propus ceva anume aici. Și nu te dai în lături de la nimic pentru a obține ceea ce tu îți dorești. Pe finanțe, acest rege de monede poate vorbi despre o afacere a ta personală sau despre faptul că avansezi la muncă. Cu regele aici, cu acest rege de bâte, tu, cum am spus, nu te dai în lături de la nimic. Știi să obții ceea ce îți dorești și lupți pentru ceea ce îți dorești. Și asta este pentru luna octombrie, în lucrurile bune care vin înspre tine. Și ține minte că, indiferent dacă în luna decembrie avem acest 7 de spade în lucrurile bune care vin înspre tine, cum spuneam, indiferent de această energie care poate fi interpretată ca fiind ușor negativă, să știi că totuși este în lucrurile bune care vin înspre tine. Deci e o temă de gândire aici. De ce tocmai acest 7 de spade în lucrurile bune? Ok, să revenim. Luna noiembrie văd grădina și poarta. Grădina și poarta ne vorbește despre, este numărul 30 în primul rând și ne vorbește despre această ființă, energie feminină, care oarecum se află la o intersecție sau, dacă nu intersecție, la această poartă, care, da, este închisă, dar poate foarte ușor să treacă de această poartă și să meargă și să vadă ce se mai află pe acolo prin lume. Foarte ușor să urmărească acești fluturași. Interpretez această carte ca fiind un soi de oportunitate pentru tine și nevoia de a lua o anumită decizie dacă să mergi în favoarea acestei oportunități sau să îi zici pas în funcție și de contextul din viața ta. Ești pregătit să treci prin această poartă? Pajul de monede, da, o oportunitate. Este în dragoste, poate fi o oportunitate în dragoste. Pajul de monede vine cu ceva prețios. Poate fi vorba și despre o legătură cu un copil, legătură de dragoste cu un copil, deci evident platonică sau adolescent. Oricum ar fi, această carte, pajul de monede, poate aduce și o anume siguranță, stabilitate, pentru că este o carte de monede și îți poate aduce ție pe dragoste această siguranță, această stabilitate. În ceea ce privește finanțele, văd 4 de bâte și m-a dus cumva ușor cu gândul și la această stabilitate pe care tu poți să o dobândești sau poți să ai parte de acest lucru în dragoste, de stabilitate. Lucrurile sunt calme.
Nu există suișuri, coborâșuri, roller coaster sau alte soiuri de dezechilibre. Pe finanțe văd iarăși stabilitate. Și iarăși cu această oportunitate care vine înspre tine, cu această carte, grădina și poarta, ține de tine dacă să accepți acest lucru. Eu bănuiesc că este un lucru bun pentru că avem 4 de bâte aici și poate fi vorba și despre o colaborare a ta cu cineva anume. Și văd în clarificare acest 4 de spade și asul de bâte. Da, e o nouă oportunitate aici pe care tu ai așteptat-o, vezi tu, dar în același timp, având acest 4 de spade și 4 de cupe, două cărți care mă fac să mă gândesc la faptul că în noiembrie tu te gândești la această oportunitate. Dar nu ești foarte hotărât și nu cred că vei acționa imediat aici. În decembrie vei decide în favoarea familiei fericite. Această carte cu cifra 4, numerotată cu cifra 4, care vorbește despre familia fericită, acest curcubeu care aduce pace, împlinire. Totuși ceva nori aici pe această familie fericită care, iarăși repet, e în lucrurile bune care vin înspre tine. Și nu spun că lucrurile... Nu e ceva foarte negativ, să fie clar. Nu e vorba despre a înșela, nu e vorba despre... E ceva ce poate tu ții în ascuns și e totuși în lucrurile bune pentru că... Bine, în primul rând pentru că am cerut lucrurile bune pentru tine în următoarele 3 luni. Dar e ceva și care să te protejeze aici. Universul nu îți dă mai mult decât tu poți să duci. Și dacă îți dă ceva foarte negativ în viața ta, e pentru că, de fapt, înainte ți-a dat semnale peste semnale și semnale pe care nu le-ai ascultat, nu le-ai urmat. Hai să văd de ce 7 de spade, ce vrea să spună acest 7 de spade pe dragoste. 4 de cupe și 2 de bâte la baza pachetului. Cineva orgolios, cineva care, da, acționează în ascuns, ceva ce poate fi dezamăgitor pentru tine, dar... Pe termen lung, de fapt, acest lucru devine și este un lucru bun pentru tine. Nu era menit pentru tine sau nu va fi menit pentru tine această oportunitate pe dragoste. De ce aceste cărți? Magicianul poate fi un gemen sau o fecioară, cineva care te face să... Intri ușor în această energie de lipsă, dar odată ce tu conștientizezi acest lucru, îți va fi mai ușor să te eliberezi de ea. De ce cavalerul de bâte? Cavalerul de bâte în zona finanțelor. Ești pasionat de ceea ce tu faci. Spontan în ceea ce tu faci ca... Da, este energia ta. Chiar e energia ta aici. Cu regele de cupe. Muncești pentru că acest cavaler de bâte acționează și are și o oarecare strălucire, iarăși. Oarecare strălucire. Strălucește, este zglobiu. Dacă pot să-l numesc așa. Ok, hai să văd sfaturile pentru tine, pentru cele 3 luni, sfatul pentru octombrie. Care este sfatul pentru octombrie? 3 de bâte. 3 de bâte vorbește despre expansiune, abundență. Toate lucrurile pe care tu le-ai căutat sunt în portul tău. Și te așteaptă. Și tu pe ele.
E nevoie să ai un picuț de răbdare în această situație și să îți faci acele planuri pe termen lung. Ok, pentru noiembrie, sfatul pentru noiembrie. Release, cartea moarte, este chiar cartea ta care anunță finalul unei anumite situații sau faze din viața ta, o transformare spirituală și tu poți să te folosești de energia ta pentru că, așa cum am spus, aici ai tu o oportunitate. Pentru decembrie, steaua, frumos, frumos, frumos. Steaua vine cu vremuri fericite. Poți să îți faci planuri pozitive, optimiste pe termen lung și te simți pe calea potrivită. Vine, bineînțeles, cu speranță, credință, încredere, vindecare, scop, scop cu siguranță. Ok, și eu un sfatul pentru tine în această perioadă. Da, dragii mei, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tare că mi sunteți aici alături de mine. Vă mai aștept. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului și să-mi lăsați o apreciere sau un comentariu, așa cum simțiți voi. Pentru citiri personale găsiți detalii în descrierea videoclipului și vă îmbrățișez cu drag și recunoștință. Ne vedem curând. Vă pup! Pa, pa!